Salutare, mamă, ce sunt Nandi și bine v-am găsit. Bă, alo, alo! Poliția? Stai așa, sunăm la poliție. N-ai tu pe eu, hai! Vrei? Ești nesimțit? Servicii? Poliția. Un mesaj. Un bulangiu mi-a furat A8-ul. Și mașină jurată de ajutor. Și m-a și înjurat de mamă. Și mi-a zis că o am și mică. Gata, sună la poliție, frate, stai că vezi tu. A, da? Păi, ia, eu trebuie Frosty, bă! Da, bă, ia să așa să dau în el. Ce să dai în el, că-mi strici mașina, ești proșul ăla, nu se fără, mă. Bă, da, ce tuns ești tu. Îți place? Hai, da. Frumos, mai bun, bine v-am găsit la un episod de GTA Live acolo. Cum am zis, nu uitați să dați și voi un like dacă vă place seria noastră și vreți să mai facem episoade în continuare. Bă, da, stai. Grasule, stai un pic. Tu ești conștient că ăsta e tracțiune spate? Da. Bă, Grasule, da, uite și tu că am luat iarăși ciocul și mi se pare că îmi face fața de copil. Ia uite la mine. Da, ai fața așa de copilaș. Și al nu mai, că acum am colonat iarăși. Hai, Grasule, lasă ciocul pus. Grasule, da, te super dacă zic Mr. Ciocodus. Nu, hai. Hai pe ciliat. Da, nu, hai pe aici. Uite pe aici, Grasulin. Fii atent mai aici, Grasule. Dar o să dureze ceva până ajungem pe Cilia, să știi. Dacă ai pornit și farul, le-am ajuns și mai repede. Păi fii atent că am, stai un pic, am o idee. Sunt curios dacă e vreun garaj mai pe aproape pe acolo. Da, nu e cioaca. Că dacă era un garaj mai pe aproape pe acolo, mergeam și noi cu o mașină mai rapidă și schimbam mașina acolo, da. Apare nu e. Lasă-mă! Bă, dar de ce ți se dă stin farul ție? Nu înțeleg. La mine e zi, mă. Aaa, da, bă. De-aia ni se întâmplă mereu. Grasule, dar tu vezi că auto-ul ăsta are Big Xenon? Păi și al meu are Xenon. Da, dar ăsta are Big Xenon. Păi nu, dacă avea Big Xenon, nu mai avea căcaturile la într-o parte. Eu nu știu ce sunt ăla de pe fază lungă, sincer zic, că n-am văzut așa ceva. Lupe. Nu sunt lupe, mă, nu alea. Mai sunt unele în interior, nu le vezi? Da, alea. Păi alea nu sunt lupe. Sunt lupe, da. Nu, ce lupe sunt alea, mă? Da, eu mai văzut la Washington, 4 lupe. Eu nu am văzut așa ceva. Bă, da, Big Xenon înseamnă că are faza lungă și e scurtă pe aceeași asta. Da. Și când eu ai faza lungă, se deschide alea mai mult. A, bă, ești nebun? Da, păi așa e, la Black, tu ce ciudat, se vede că nu se vede ca ăla, știi, de rămâne lumina și se face alta. Așa, sau să le vezi când se adaptează singure, cum fac. Bă, da, de ce îmi arată și mie viteza? Bă, stai liniștit, n-avem prea mult, avem 166. O, 170 chiar, aproape. Dar tu nu știi. Pe văd viteza. A, e bugul ăla mișto. Care chiar e folositor. Trebuia să facem pe șarma, dacă ghicesc viteza cu care mergi. Ce bulangiu, bă, să-mi ia urma așa pe mocăneală cum ar veni. De la gură cum ar veni. Păi de la gură și pe mocăneală. Bă, dar cum o să ai tracțiune doar spate? Ce e asta? Și ferește-mi, Doamne, de păcate, sfânta tracțiune spate. Bă, da, în lumina asta de oameni acum pe hartă mi se vede gri, așa, mat, a 8-ul. Bă, da, se vede gri, mat, rău. Mamă, ce se murdări de zăpadă. Ce vrei, Grasule, afară ninge ca în povești. Dar chiar că, bă, o zăpadă din asta frumoasă să scoși-o pe beca, nu, nu am prins. Ce să faci, bă, tu cu janghina aia? Care janghina, becuța mea? Aia e mașină de mers iarna cu ea, că ai rămas, mamă, ce l-am tras să faci o iarna. Bă, ești nesimțit! Unde au rămas și eu cu beca mea? De mine, mă suna, dar nici nu pleca bine de acasă, bă, Grasule, ajunge că ia. Bă, bulangiule, eu le ar trebui să mă plătească ăștia de la drumuri, să mă pun un plug în față, să trec pe stradă cu ea. Ești nebun. Mă, ce să treci cu aia, mă? Bă, pleacă de aici, că le leg pe amândouă BMW-urile ăla și te trag după mine, ești nebun voi, la cap. Voi știați că Grasul merge iarna numai cu cauciucuri de vară? Că n-are bani? Și îi ia de lea și le dă cu flexul, știi? Și le mai face... Bă, cioacă de maimuță. Ce ești tu? Vrei să zic ceva mișto? Ai văzut și tu cum e să ai un cauciuc nou? Da, la mine, dar așa tu ai văzut pe pielea ta ce înseamnă să ai un cauciuc nou? Da, la Loganul, Lunelu. Bă, și-a luat Nelu cauciucuri noi. Ce? Și-a luat Nelu cauciucuri noi. Nu și-a luat, dar așa veni mașina în fabrică. Păi, în 2008, lasă-mă, eu zic acum. Și tot arată ca și noi. Băi, la 30.000 de kilometri crezi și eu în pana mea. O fraiere care fusești de mii acum. O, bă, ce s-a plimbat, bă? Păi dacă îl duce, bine, îl ducea zilnic pe Parpandel la școală și înapoi, pe gândești tu. Păi du-l, cum ar veni, du-te tu la Andra, de două ori până pe zi. Boca îmi fac, oricum. Păi o faci, dar câți kilometri sunt, că faci vreo 20?
Vreo 16, dar oricum. Fii atent ce vreau să fac, grasule. Ceva tu nu, ce tu nu știai că, să pot, că se poate face. E un drum spre Ciliar mult mai frumos decât ăla. Iată, să-l fur și eu. Ia uite-l. Pe aici ai. E mult ce mai ai mișto. Grasule? Păi deja mai luat-o pe aici, cred că de 60 am fi de ori. Păi unde ai luat-o, mă, tu pe aici? Da, de te ură, mă, tu. Unde ai luat-o, mă, tu pe aici? Știam drumul ăsta ca în palmă. Bine, ia, ia, zici mie, de când nu ai mai luat-o tu pe aici? A, asta altceva. A, de câte ori am luat-o pe aici, parcă spui că din 4 dăți care am fost pe Cilea, 3 am fost pe aici. Da. Păi, așa e? Nu. Așa o e. O și loviși, capota sărită, bine. Capul tău. Bă, de, ești de bună? Ce ciudat e, mâncați și că face exact ca, ca în realitate încât se ridică așa. Uite cum rămâne suspendată. Da, eu știu da, că da, am pățit. Da. Bă, asta urcă, mă? Ar fi trebuit să n-aibă probleme pe aici, dar... La 4 lui. Păi la care 4? Că e tracțiune în spate, bulangiu. Și-au bătut jos de mafânta asta. Bă, dar e mișto rău mâncață și cum urcă e așa. Da, și noapte cu farurile stinse. Hai că să le aprind pentru tine, dar eu le-am aprins. Eu văd că e zi la mine. Abia 11 seara ești, da? Vede că ăla în dreapta sus sunt sălbatici, grasule. Aia, până era noi să o fi bine o cioacă acum, asta vezi. Bă, dar ce-mi place, grasul, aș vrea și... Deci, mă simt ca și cum aș fi cu mașina mea, ești nebun. Mai ales când mă uit la suspensie, așa cum, cum se plimbă, știi? Deci îmi place de mor. Deci e mișto rău, rău de tot. Ce mi-a vândut el mie, parpander mașinile, bă. Și că tu că a cerșit parpanderii, a dat lumea bani de unde? Da, bă, da, da, am văzut acolo bani, nici mi-a dat ca când mă uitat să dau Lamborghini, Aventador, ăsta-l fi vândut și pe ăla. Da, știe că le-a vândut sau? Nu, el cred că a vrut să-l ia și l-a dat pe vinde, știi? Bă, da, bă, de fapt stai, era că nu știe să citească. Bă, da. Ha, dar mai era un drum mai mișto decât ăsta. Care venea Nicola de sus. Da, acum asta ai, e. Nu ai tupeu, fii atent, îți dau un challenge. Ha, pe Ciliad fără să ciupești frâna. Fără să ce? Fără să ciupești frâna. Păi pot să fac asta fără să ciupești frâna, că iau piciorul de pe accelerație și frânează oricum. Păi nici piciorul de pe ei, da, păi cum ai vrea atunci? Ei, păi da, ești tâmpit! Ia, ia să-ți zic și eu ție! Hai de la tine până la mine fără să, să iei piciorul de pe accelerație, ești prost? Păi ești nothing dobitoc? Nothing is impossible, my friend. Nothing is impossible. Da, ești dobitoc, cum adică? Păi înseamnă că ar trebui să iei 200 până la mine. Ce să mă mâncă, chiar fi. Hai că eu nu calc frâna, să te văd pe tine, ia. Nu urcă asta. Cum să nu urce, bă? Gata, ăla e. A întâi am mâncat și-o băgă. Taci, 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 taci. Hai să rămâne, gata, ia. Taci, taci, taci. Vai de mine. Bă, dă-l în pui, Megalu, că am urcat mai ușor cu Sandero-ul. Gata. Taci, 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 taci. Aaaa! Bă, la fix, grasule, uite-te la el cât de greu urcă. În garanția acum, în anteia, pe dar trebuia să fiar bărbați. Bă, dar și ce mă enervează, că eu am impresia că e texturile ăștia le pun pe anumite mașini, nu? Da. De ce nu, bă, nu pun și ei pe o mașină mai de Doamne ajută sau care să respecte cât de cât ce face mașina de fapt? Aoleu, grasule, ta, taci, da. Nu te cred. Nu, 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 nu. Da. Adio. Visul frumos s-a terminat. Grasule, tu ești conștient că nu cred că pot să urc aici? Pentru că nu știu cum să fac, că dacă îmi iau viteză prea mare, mi-e că pic. Bine, grasule. Puf. M-am întus și strâng din cur. Te cred. Că și la fel, am bucile patent. Am bucile patent, vorba aia. Mamă, mi se strică și mașina în pana mea. Mamă, dacă rămânem pe aici, să vezi tu ce bătăie. Taci, 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 taci. Și la tine și la mașina asta proastă. Cu volanul șanț. Vai de mine, bă, dar nu i-am făcut și eu un quatru, m-au pus o tracțiune în spate, Doamne. Cum să-ți bagi, mă, de, cum să-ți bagi de un Audi în halul ăsta? Chiar că și mai ales 8 care... N-am mai citit un 8 fără 4, hă. Bă, ce... Ce? Stai un pic, Fortnite-ul, măsii. Justine, numai tu intri pe Fortnite, că mă și enervezi. Bă, grasule, bă. Păi da, bă, grasule.
Ai, uite și tu. Mă da afară din joc de fiecare dată când primesc cerere de prietenie sau așa. Uite și tu. Urcă, hai. Lectoratule de la A la Z să ne... Bă, dar parcă cu nicio mașină nu m-am chinuit în hanul ăsta, am mâncat așa. Mă crezi? Îți stai, parcă am urcat mai ușor cu Sandero. Loganul meu, heavy briefing. Loganul tău. Ce este inel? Care nu mai e. Bine. Ți arăt după aia, Ostinele. Hai mă, grasule, că ajungem cu el. Ajungem noi noaptea, dar ajungem. Mai e un pic. Hai da, mă, hai da. Ia uite, știu, bă, da, îmi place când te duci așa, știi, și e o burtă de aia cum intră ăștia în aripi, roțile. E cea mai proastă idee din viața ta. Bă, în capul meu era mai bine. Iată, m-a prins și-l fără, în sfârșit. Atrage frâna de mână. Dar cât de ceasul la mine? 42, bă, gana. Cât e? Cât e ceasul mă la tine? 1.42. Noaptea? Da. Bă, ești nebun. Ce trec cu așa? Bine, de fapt, la mine de-abia a început să se însereze. Haide, grasule, că ajungem pe ciliar și cu optul. Cu bumba ta om ajunge, de fapt ajungem, că merge mai repede ca asta. No. Zici? Păi da, dar are un demaraj de oamă, mă drept. A, da, e posibil să nu... Taci. Da, vreau un episodul ăsta să grasule... mergem, să o colantăm. Aoleu. Grasule, s-a mai întâmplat asta până acum? Ce? Să nu poți să urci aici? Hai că urcă, da. Urcă, mă, urcă, dar să-și o dea și el pe a doua. Păi nu o dăm în casă, știi, știi, știi. Păi de-aia nu urcăm în casă, și că când e să o dea pe a doua, o lasă mai bine în plafonare, pe a întâia. Da. Ce fac eu? Ia încearcă, mă, și du-te acolo unde ne băgăm noi. Nu mă duc pe acolo, și de bun cu asta, nu mai ești de acolo. Tot pe aici trebuie să iau. Da. 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 Gasule, n-ai șanse, înțelegi odată, omule. Stai mă, că aici, aici jos. Țin frânele, țin. Stoi! Up! Stoi! Gata. Toți murim. Bă, dă-o mama aia de mașină, grasule! Da. Da, tu urcești pe aici, gata. Tu crezi că urci pe aici? Ce vise ai? Ia să zici pe aici, că n-am să niciodată. Vrei tu? Da. Vede pe aici, între pietrele astea, două, dă-i. Da, zi. Oho! Uite-le-a! Uite-le-a! Nu cum, nu, 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 nu! Eu încercai grasele să o controlez. Gat. Las-o să cadă, las-o. Hai să-mi drept cu fața ca să ajungem mai repede jos. Aoleu! Grasule! Și acum și ce mai lipsea, să vină trenul, să dea peste noi. Mamă, chiar că! Dă-te jos, grasule! Ce ai, bă? Uite și tu la ea. Bă, praful făcui, mă. Ia uite și ușa pe aici. Bă, praf, ești nebun. Bă, privește partea bună. Ce? Are scaune care tale. Și unde garajul? Bă, nu e chiar așa departe. Da. Păi, mai bun. Da, mă, să... stai că la mine mai e până să se face zi. Mai e până să se face zi. Atunci hai să alergăm pe câmpul ăsta în Flăcărat, să mergem până acolo. În Flăcărat, de ce? Că ninge de rupe. Mă gândi că poate vine trenul, își dă și pe el peste. Îți place drumul ăsta, așa, vezi? Bă, uite aurora boreală, grasule! De bă? A, tu nu vezi că ai alt time zone. Da. Eu o văd în față, văd așa de acolo, deci dinspre cer, așa, de la roșii, în sus. Bă, ești nebun? Da, aurora boreală, ești nebun. Aura boreală. Aura boreală. Da, ce bine e să alergi pe aici, știi? Bă, da, ar fi trebuit să pun un garaj pe Ciliad. Păi da, sus. E pentru noi. E pe bune. Dar de ce caracterul tău e mai negru? Și eu sunt mai negru în viața reală. Ești mai negru în viața reală. Bă, da, caracterul tău alargă mai repede ca al meu. Hai să vedem. Ba, n-are alergă.
Ba, mi se pare că alargă ea. Ia. Nu e la fel, sincer. 1000 de metri garduri. Mă enervează că nu poți dai sprint în continuu pe ăsta. Da, că obosește. Ce pui mai tu vezi, dă sprint 2 secunde, după aia se oprește. Dacă îți dau acum, îmi pun oare atenție tine? Bă, nu-mi da pumn. Că nu mai ajungem acolo. Bă, mai e mult. Ce făcui? Da. Bă, da, mai e, bă. Da. Ce făcui, nu? Și tu te pusești pe jos. Păi nu știam de ce te... O mașină! O mașinuță. Ia vezi că e mai una în parcare aici, în dreapta. Nu mai vreau asta, să mai fugă primele ancor. Uite acolo, în dreapta, una, la benzină. Ia stai așa, bă. Stau, bă. Cât costă benzina, bă? Ia, bă, chiar că. Aaaa. Păi da, $5 pe ce? Pe ce asta? Pe galon? Pe ce? E prea mult. Da, e mult, nu e. Ia-o pe asta, grasule. Hai. Fugi. Dai bice, grasule. E față, mă. Bă, da. Ce faci asta, mă? E taxi, nu e față, că vreau să... Păi crezui că gen că nu merge, ești nebun. Adică crezui că nu pleacă de pe loc. Mă și gândeam, câți cai au avea asta, mă? Ia, ce căzuță frumoasă aici. Împodobește. A, ăștia trăiesc numai din turism, mă. Ia dă-l peste aia. Dă-i mâine. Fugi ăla, mă? S-a drăgat cu bulgărinele, ești nebun. E de aici apă. Vină unde? Unde, mă? A se opri? Aici, adobrusem un hidrant. Pum, direct în el. Bă, grasule, nu știu cum să zic, dar la mine e noapte, la tine nu se făcu zi. Începe. Am un cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like și noi, sigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!